Ale, da, văd că se mai întârzi aici. Am început o nouă carte! Preludiu cu fugă de John Maltin! La noi, așa-i tradiția. Dacă își bagă unul un deget în fund, uite, se adună mai pe o mie să vadă dacă nu cumva e tare. Bună ziua, a început! Era teamă că am pierdut începutul. Nimic nu poate începe fără de început. Nimic nu mai e ca la început, nu? Ah, da, 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 da. Începe. Hai că-mi place cum se construiază deja. O, am început să am rău de înălțime. Uitați, mie prietenii îmi spun că încă mai copilăresc. Îmi place să dorm cu măgărușul. Spun că și eu mă mai joc în continuare cu soldății. Mie îmi place să încep ceva și să n-ajung să termin niciodată ce-am început. Anul acesta am început tot pe a 52-a. Eu, nu știu dacă pot să citesc 5, 6, hai maxim 7 pagini. Chiar am dornic să aprofundez lectura. Deodată arunc cartea din lume și încerc să-mi revin. Abia aștept să-i spun soției despre asta. Carte v-ați censurat? Da, da, din greșeală! Când doamna care oficia a zis de bună voie și nesilit de nimeni, nu lasă în căsătorie pe... Exact în același moment, un prieten m-a întrebat dacă vreau să anulez căsătoria. Iar eu i-am răspuns răspicat, da! Totuși, bănuiesc că a fost groaznic. Am început să am la serviciu insomnii diurne. Văd că se mai întârzi aici. Ziua! Nu e nevoie să vă ridicați. M-am obișnuit cu impolitețea unora. Îmi cer scuze. Am început. Stinsă doamnă, dacă nu a început, e evident că nu ați întârziat. Nu duc nimic până la capăt. Mi se pare absolut plictisitor și monoton. Și mă durează mult până începe. Cineva dintre domniile voastre să-și propune să citească romanul orbitor al lui Mircea Cantarescu. Păi unii pe lumea asta să creadă că-s nebun în stare să citească atât de mult! Ia gândiți-vă că eu am reușit să nu-l citesc. Nu-l citește mai nimeni. Exact. Domnule, nu știți unde e toaleta? Am să-l citesc circa 2 minute. Și ceva. Aș vrea să vă întreb sigur dacă nu este permis să... A început să mă mănânce epidermul. O, da? Dar cu ce faci odată? Dacă mi-e permis, dacă nu vei cu supărare, adică... Nu e cu supărare. Cât e ora? Mare, mamă. Credeți că mai vrea să pui? Trebuie să transpară, știți? Uuu, iertați-mă! Iertați-mă! Interșanjabil. Era o pagină ruptă din text la toaletă și de acolo asta mi-a venit. Aaa, să știți că și mie parcă iar îmi vine. Epilog! Am intrat în fibrilație! Să ne grăbim, domnule!